fericiți împreună. Pinocchio, trezește-te! Pinocchio, trezește-te să vezi hainele pe care ți le-am luat! Haine, ce e asta, tată? Asta e o pălărie, o porți pe cap! Nu, fiule! Nu-i prea rău, măcar îți vine bine! Poftim, acum încearcă pantalonii! Ți-e bine? Da, doar că a trebuit să-mi vând haina. De ce? Am vrut să cumpăr hainele astea. Oricum nu prea țineam la zdreanța aia. Hai să te îmbrăcăm în pantaloni. Ești așa de bun cu mine, tati. Păi, cred că pentru asta sunt tații. Geppetto! Am venit să spunem la mulți ani. Acești copii vor fi noi tăi prieteni. Le-am spus despre tine când făceam cumpărături. Grozav, și ei sunt păpuși? Nu, ei sunt oameni, au venit să-ți ureze la mulți ani! O clipă, copii! Hai să-i surprindem! Bine, puteți intra! Unde e Pinocchio, domnule Geppetto? I-a adus cadouri! Am încercat să le spun că doar glumei. Cine mai auzit de o păpușă vie? Ia uite! Vino, Pinocchio! Bună! Vezi, Franco, domnule Geppetto, nu glumea! Wow! Chiar poate să meargă! Arată-le ce poți face, Pinocchio! Nu pot să-mi cred ochilor, Geppetto! Cred că sunteți foarte mândru de el! Da, sunt! E incredibil! Vai, ești cu adevărat uluitor, Pinocchio! Aș vrea ca toți să fiți prieteni și să vă simțiți bine! Am să vă aduc niște fructe să mâncați! Mă întorc imediat! Nu, Pinocchio, tu stai aici și joacă-te cu prietenii tăi. Capul e gol. Poate are un motor înăuntru. Nu pot să-mi faci așa ceva. Franco! Hei, pentru cineva care a trebuit să fie o păpușă cu capul gol, ești foarte rapid. La mulți ani. Ce? Am cumpărat florile astea pentru tine. Hai, miroasele, miros minunat. Grozav, nu poate să miroase nimic. Are un nas de lemn. Da, unul mare. Uite cadoul meu, aprinde lumânările. O fac eu. Sunt foarte bun la asta. E nevoie de o mână foarte stabilă ca să aprinzi atât de multe lumânări. Grăbește-te, Franco, că arde tot chibritul! Vai, Franco, ești bine? Hei! Uitați-vă ce face! Își arde degetul! Nici măcar nu te doare? Doamne, ce ciudat! Nu! Hai de mine, ești bine, Pinocchio? Te doare? Ce stupid arată! Pinocchio! Nu-ți fă griji, băiatul meu! Am să te fac ca nou! Îmi pare rău, fiule, asemenea lucruri se pot întâmpla pentru că ești făcut din lemn, dar nu-ți face griji niciodată! Am să te pot repara întotdeauna! Încă puțin și am terminat! Poftim, un nas nou-nouț! Mi-ar place mie să se întâmple la fel când mă rănesc eu! Așa! Ha 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 ha!
ușurare. Și am și o surpriză. Ți-am cumpărat niște cărți de școală. Deci mâine vei putea merge la școală ca toți ceilalți copii. Grozav! Salut, Pinocchio! Ha? Oh. A, intri? Îți spune eu, e mult mai distractiv decât la școală. Crede-mă! Vreau să mă distrez. Dă-le niște bani și te vor lăsa să intri. Dar n-am bani. Știu eu o cale. Serios? Sigur! Cum? Oh, ăsta trebuie să fie locul despre care vorbea. Așteaptă! Pinocchio! Hei, stai așa, tu ești Grere. Da, Pinocchio, sunt fantoma Grerului care locuia cu tine. O să-ți vinzi cărțile pentru un bilet de circ. E adevărat, nu-i așa? Uh-huh. Ar trebui să-ți fie rușine tatăl tău și-a vândut haina ca să-ți cumpere aceste cărți. Păi da, Franco a zis că o să mă distrez. Tu vrei să te distrezi, nu să mergi la școală? Dacă nu te duci, îl dezamăgești pe Geppetto. Pleacă! Cred că l-am prins. Nu poți scăpa așa de ușor de mine! Te urmăresc! Nu mai scap de mine! Ei bine, unde e? Așteaptă să mă întorc. Ai spus că păpușa asta se mișcă singură. Exact! Ah! Se pare că ai spus adevărul. Uite-ți recompensa. Mulțumesc! Tipul ăsta e proprietarul și a spus că îți va oferi cel mai bun loc. Bine? Oh, serios? Ce frumos! Ei, vino cu mine, Pinocchio! Hei! Bun venit la spectacolul meu de păpuși, Pinocchio! Ah, sunt păpuși ca mine? Nu chiar! Acele păpuși se mișcă doar când le tragi de sfori. Tu te miști singur! Asta te face complet diferit! Tu chiar vorbești cu vocea ta! Ai să-mi aduci o mulțime de bani, băiete! Stai puțin! Eu am venit aici să văd spectacolul, nu să fac parte din el! Liniște! Au! Dacă mai faci pe nebunul, am să mă supăr cu adevărat. Nu o să mai dea drumul niciodată. Ce o să se aleagă de mine? Trebuia să te fi gândit la asta înainte să intri aici. A? Te va forța să joci în spectacolele lui pentru restul vieții tale. Bucăți. Nu înțelegi? Oamenii se gândesc la noi ca la niște jucării. Și când termină cu noi, ne aruncă. E timpul să începem spectacolul meu. Cred că ăsta va ajunge. Sunt prea bătrân ca să mai fac 5 spectacole pe zi. Ce? Nu poți să te strici tocmai acum. Ai rezistat 2 luni. Am să-ți arăt eu ce fac cu păpușile ca tine. Arunca păpușa aia în foc. Vino cu mine. Ei, haide. Doamnelor și domnilor, am să vă arăt ceva uimitor. O păpușă care se mișcă fără sfori și vorbește cu vocea sa. Vi-l prezint pe Pinocchio, păpușa minune. Ai fă o plecăciune. Aia nu e plecăciune, ce cu tine? Ești cea mai proastă păpușă pe care am avut-o vreodată. Hai acum zâmbește larg pentru public. Ăsta-i zâmbet? Zâmbește, idiotule! Ce tragedie! Mă bucur că tatălui nu poate să vadă asta. Ei, mă faci de râs! Fă ceva! Hai! Te avertizez? Trebuie să joci! Bine? Dă-te jos de pe scenă! Wow! Mai atârni încă aici? Ah.
această mică aventură te-a învățat o lecție, Pinocchio. Oamenii se gândesc la noi ca la niște jucării și apoi ne aruncă. Și adevărat, sunt un băiețel de lemn. Ceva de care oamenii trebuie să râdă. Urăsc să fiu păpușă. Vreau să fiu un băiat adevărat. Fericiți împreună! Pinocchio, trezește-te! Pinocchio, trezește-te să vezi hainele pe care ți le-am luat! Haine? Ce-i asta, tata? Asta e o pălărie, o porți pe cap. Nu, fiule! Nu-i prea rău, măcar îți vine bine. Poftim, acum încearcă pantalonii. Ți-e bine? Da, doar că a trebuit să-mi vând haina. De ce? Am vrut să cumpăr hainele astea. Oricum nu prea țineam la zdreanța aia. Hai să te îmbrăcăm în pantaloni. Ești așa de bun cu mine, tati. Păi, cred că pentru asta sunt tații. Gepetto! Am venit să spunem la mulți ani. Acești copii vor fi noi tăi prieteni. Le-am spus despre tine când făceam cumpărături. Grozav, și ei sunt păpuși? Nu, ei sunt oameni, au venit să-ți ureze la mulți ani! O clipă, copii! Hai să-i surprindem! Bine, puteți intra! Unde e Pinocchio, domnule Gepetto? De asemenea lucruri se pot întâmpla pentru că ești făcut din lemn, dar nu-ți face griji niciodată, am să te pot repara întotdeauna! Încă puțin și am terminat! Poftim, un nas nou-nouț! Mi-ar place mie să se întâmple la fel când mă rănesc eu! Așa! Ce ușurar! Și am și o surpriză! Ți-am cumpărat niște cărți de școală. Deci mâine vei putea merge la școală ca toți ceilalți copii. Grozav! Salut, Pinocchio! Intri? Îți spune eu, e mult mai distractiv decât la școală. Crede-mă! Vreau să mă distrez. Dă-le niște bani și te vor lăsa să intri. Dar n-am bani. Știu eu o cale. Serios? Sigur! Cum? Ăsta trebuie să fie locul despre care vorbea. Așteaptă! Pinocchio! Hei, stai așa, tu ești Grere. Da, Pinocchio, sunt fantoma Grerului care locuia cu tine. O să-ți vinzi cărțile pentru un bilet de circ. E adevărat, nu-i așa? Ar trebui să-ți fie rușine tatăl tău și avându-o haina ca să-ți cumpere aceste cărți. Păi da, Franco a zis că o să mă distrez. Tu vrei să te distrezi, nu să mergi la școală? Dacă nu te duci, îl dezamăgești pe Gepetto. Pleacă! Cred că l-am prins. Nu poți scăpa așa de ușor de mine! Te urmăresc! Nu mai scap de mine! Ei bine, unde e? Așteaptă să mă întorc! Ai spus că păpușa asta se mișcă singură!
Exact. Ah, se pare că ai spus adevărul. Uite-ți recompensa. Mulțumesc. Tipul ăsta e proprietarul și a spus că îți va oferi cel mai bun loc, bine? Oh, serios? Ce frumos. Ei, vino cu mine, Pinocchio. Ei! Bun venit la spectacolul meu de păpuși, Pinocchio. Sunt păpuși ca mine? Nu chiar. Acele păpuși se mișcă doar când le tragi de sfori. Tu te miști singur. Asta te face complet diferit. Tu chiar vorbești cu vocea ta. Hai să-mi aduci o mulțime de bani, băiete. Stai puțin. Eu am venit aici să văd spectacolul, nu să fac parte din el. Liniște. Nu poate să miroase nimic. Are un nas de lemn. Da, unul mare. Uite cadoul meu, aprinde lumânările. O fac eu. Sunt foarte bun la asta. E nevoie de o mână foarte stabilă ca să aprinzi atât de multe lumânări. Grăbește-te, Franco, că arde tot chibritul. Au! Oh, vai, Franco, ești bine? Hei! Uitați-vă ce face! Își arde degetul. Nici măcar nu te doare? Doamne, ce ciudat! Nu! Au! Au! Hai de mine, ești bine, Pinocchio? Te doare? Ce stupid arată! Pinocchio, nu-ți fă griji, băiatul meu, am să te fac ca nou. Îmi pare rău, fiul. I-a adus cadouri. Am încercat să le spun că doar glumei. Cine mai auzit de o păpușă vie? Ia uite. Vino, Pinocchio. Bună. Vezi, Franco, domnul Geppetto nu glumea. Wow, chiar poate să meargă. Arată-le ce poți face, Pinocchio. Nu pot să-mi cred ochilor, Geppetto. Cred că sunteți foarte mândru de el. Da, sunt. E incredibil. Vai, ești cu adevărat uluitor, Pinocchio. Aș vrea ca toți să fiți prieteni și să vă simțiți bine. Am să vă aduc niște fructe să mâncați. Mă întorc imediat. Nu, Pinocchio, tu stai aici și joacă-te cu prietenii tăi. Capul e gol. Poate are un motor înăuntru. Nu poți să-mi faci așa ceva. Franco! Au! Hei, pentru cineva care a trebuit să fie o păpușă cu capul gol, ești foarte rapid. La mulți ani. Ce? Am cumpărat florile astea pentru tine. Hai, miroasele, miros minunat. Grozav!